Leul moldovenesc crește în raport cu dolarul american, dar scade față de moneda unică europeană. Așadar, pentru 11, 12, 13 și 14 octombrie, BNM a stabilit un curs de 19 lei și 39 de bani pentru un euro, adică cu 4 bani mai mare decât astăzi. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă, duminică și luni 17 lei și 59 de bani, respectiv va scădea cu 4 bani față de prețul stabilit pentru joi. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1765 de lei și îi vindeau cu 1770 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1950 de lei și erau vânduți cu 1955 de lei.